Atenție mare unde vă lăsați mașina. Vehiculele parcate neregulamentar pot fi ridicate de pe stradă în toată țara, începând de astăzi. Primarul general al capitalei, Nicu Șordan, spune că nu este adeptul unei asemenea măsuri radicale, în condițiile în care ar trebui să mai treacă vreo 2 ani până la rezolvarea problemelor din trafic, cel puțin în București. Aici, decizia este la primăriile de sector. Capitala este mărturie vie a ideii de haos în trafic. Este plin de mașini parcate neregulamentar. Nu există petic disponibil de ciment să nu fie ocupat. Nici măcar acolo unde parcă ar răsări o idee de pistă pentru biciclete. Iar prima bandă a devenit amintire pe porțiuni întregi din principalele artere. Noua lege promulgată deja de președintele Klaus Iohannis dă mână liberă poliției locale din orice oraș să ridice de pe stradă vehiculele lăsate în afara zonelor marcate. Conform legii, măsura ridicării mașinilor poate fi aplicată pentru 24 de ore. În plus, nu vor putea fi ridicate mașinile în care se află șoferul sau alți pasageri. Ce se va întâmpla după cele 24 de ore? Fiecare primărie va veni probabil cu o decizie pe plan local care să plece de la prevederile legale. Sunteți pro sau contra? Pro. De ce? Pentru că ne deranjează. Deci n-ai loc pe unde să treci. Sunt pro. Drept urmare, aici se vede foarte bine că sunt parcate pe trotuar și împiedică inclusiv pista de biciclete. Nu sunt locuri de parcare să meargă cu autobuzul sau cu metrou. Total împotrivă în momentul în care nu sunt suficiente locuri de parcare. Problema de aici, chiar din zona asta, este majoră. Avem spațiile acestea care sunt publice. Deci oricând, dacă am mișcat fie și numai câteva minute cu mașina, îmi pot găsi locul ocupat pentru că sunt foarte multe birouri. Unde ați avea cea mai apropiată parcare unde ați putea să lăsați mașina civilizat? Cea mai apropiată parcare pe care o știu amenajată în așa fel încât să poată să fie cu adevărat civilizat este la Stadionul Național. Asta înseamnă undeva la vreo 2 km, cred că, distanță. Partea bună este că edilii înțeleg că pentru a ieși din aceste tipare alandala este nevoie de locuri de parcare și soluții inteligente de management al traficului. Nu este corect în momentul ăsta să penalizezi oamenii, mai puțin pe cei care parchează flagrant pe trecere de pietoni în stații de autobuz, troleibus. Trebuie să rezolvăm în mod sistematic problema asta a transportului public împreună cu parcările. Deci mai puțin cazuri flagrante, eu nu sunt pentru penalizarea conducătorilor auto. Primările din toată țara pot trece la fapte, va trebui ca încet încet să ne obișnuim și aici și să punem presiuni și pe autoritățile locale să genereze mai multe locuri de parcare. În capitală, decizia le aparține primăriilor de sector. Edilii au anunțat deja că vor trece la ridicarea vehiculelor. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.